Peștișorul de aur de frații Grimm. A fost odată un pescar sărman care se duse într-o bună dimineață la pescuit cu năvoadele. Nu aruncă bine plasa că și văzut strălucind ceva în mijlocul ei. Era un peștișor auriu cu solzi scânteitori. Ce pește ciudat! Își spuse săracul luându-l în palmă. Dar tare se miră când acesta a început să vorbească. Sunt fiul împăratului mării. Dacă îmi dai drumul, îți voi îndeplini orice dorință. Pescarul, înspăimântat de această minune, dădu îndată drumul peștișorului în apă. Dar când se întoarse acasă și-i povesti nevestei ce se întâmplase, aceasta îl certă. Dacă ți-a spus că îți poate îndeplini orice dorință, trebuia să-i cer ceva. Întoarce-te pe țărm și spune-i că mai am nevoie de un hârdău de lemn nou. Bietul om se întoarse pe malul mării. Îndată ce-l strigă pe peștișor, acesta se ivi din valuri. Iată-mă, mă căutai? Îi spuse el. Pescarul îi povesti ce-și dorea femeia lui și răspunsul nu se lăsă așteptat. Ai fost bun cu mine și vreau să te răsplătesc. Du-te acasă și dorința îți va fi îndeplinită. Crezând că în sfârșit își făcuse fericită nevasta, pescarul se întoarse în fugă la coliba lui. Însă, de cum intră pe ușă, femeia îl și luă în primire. Deci e adevărat că peștișorul tău este fermecat. Hârdăul vechi e ca nou. Dar dacă puterea peștișorului e așa mare, nu trebuie să ne mulțumim doar cu atât. Du-te imediat înapoi și cere-i o casă mare și nouă. Așa că pescarul făcu drumul îndărăt încă o dată și îl strigă din nou pe peștișorul de pe țărm. Sunt aici! Ce mai vrei? Se auzi răspunsul. Ei, peștișorule, nevasta mea ar vrea acum o casă mare. Bine, ai fost bun cu mine, așa că dorința îți va fi îndeplinită. De astă dată, pescarul se întoarse acasă mulțumit, încredințat că-și făcuse nevasta fericită. Deja întrezărea acoperișul frumoasei case, când femeia cea lacomă îi ieși în cale ca o vijelie. Acum că știm cât de mare este puterea peștișorului, nu trebuie să ne mulțumim doar cu atât. Aleargă de grabă și cere-i un palat și haine frumoase și bijuterii. Pescarul, resemnat, se întoarce încet pe malul mării. Șovăielnic începu să-l strige pe peștișor, care ieși cu întârziere dintre valuri. Marea devenise mai învolburată decât înainte. Îmi pare rău că te tulburi din nou, bunule peștișor, dar soția mea și-ar dori un palat frumos și haine și bijuterii. Și de data asta peștișorul îi făcu pe plac pescarului, dar păru mai puțin binevoitor decât înainte. În sfârșit, răsuflând ușurat că și de această dată, reușise să îndeplinească dorința nevestei, bietul om se întoarse acasă. Vila cea nouă devenise între timp un palat măreț, iar nevastă sa o mare doamnă împodobită cu haine scumpe și bijuterii bogate, care l-aștepta bombănind ca de obicei. Întoarce-te la peștișor! Putem să-i cerem și mai multe. Hai, mișcă-te! Și roagă-l imediat să mă transforme în împărăteasă! Copleșit de rușine, bietul pescar se întoarse la malul mării, unde se dezlănțuise între timp o furtună năpraznică. Îngenunchiat pe o stâncă, stropit din cap până în picioare, îl strigă îndelung pe peștișor și, în sfârșit, când acesta își făcu apariția,
îi aduse la cunoștință ultima dorință a nevestei. Dar, de astă dată, peștișorul se făcu nevăzut în valuri fără să răspundă. Un fulger mai mare decât celelalte lumină cerul și pescarul văzu că acolo unde locuia nu mai era nici urmă de casa cea nouă și nici de palat. Zări în schimb iarăși vechea lui căsuță sărăcăcioasă. De astă dată nevasta l-aștepta cu ochii plini de lacrimi, căci pierduse totul. Bine-ți mai șade! Trebuia să ne mulțumim cu ce am primenit, mormăi supărat bietul om. Dar în sinea lui era fericit că totul redevenise ca înainte. A doua zi și în toate câte ama urmară, continuă să pescuiască în mare ca întotdeauna, dar nu-l mai văzu niciodată pe peștișorul de aur. Vă mulțumesc pentru atenție, iar dacă v-a plăcut, dați vă rog un subscribe și ne auzim curând cu și mai multe poezii și povești minunate.